Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a participat alături de ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, și ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Cheche Otilo, la semnarea contractului de finanțare a proiectului reabilitare energetică aprofundată, Palat Administrativ Drobeta Turnu Severin. Iar la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc semnarea și înmânarea contractelor de finanțare pentru două prefecturi, Prefectura Județului Mehedinți și Instituția Prefectului Galați, dar și pentru alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Evident, au participat reprezentanții celor două ministere la nivelul cel mai înalt, respectiv domnul ministru Nicolae Lucian Bode și domnul ministru Cheche Otilo. De asemenea, din structurile de conducere ale Ministerului de Interne au fost prezenți secretari de stat, au fost prezenți directorii generali ai direcțiilor de specialitate în cadrul Ministerului, șef de arme, structuri centrale și teritoriale. Au mai fost prezenți doamna Aneta Matei împreună cu secretar de stat, șef ai direcțiilor din aparatul central al MEAI, inspector general ai structurilor centrale, prefecți și subprefecți din județele ale căror proiecte au fost aprobate. Proiectul are ca obiectiv principal transformarea clădirii prefecturii Mehedinți într-o clădire verde, inteligentă, prin reducerea emisiilor de CO2 și utilizarea energiei din surse regenerabile. Ce urmărește acest proiect? Valul renovării, componenta 5, a fost scris pentru a se lua unele măsuri la nivelul Uniunii Europene și implicit și în România pentru protecția mediului. Pentru aceste tipuri de măsuri au fost dezvoltate aceste programe pentru eficientizare energetică. Evident că și proiectul nostru se referă la eficientizare energetică aprofundată, ceea ce înseamnă că am gândit un sistem inovativ pentru această clădire, mai multe sisteme care duc la economisirea de energie vor fi implementate, încât scopul proiectului va fi aceea de a economisi cât mai multă energie. Pe această cale, prefectul Alin Isuf dorește să transmită un mesaj de mulțumire și respect profund pentru toate structurile centrale ale MEAI care au fost alături și ne-au sprijinit în acest demers.